Comitetul Național pentru Situații de Urgență a actualizat lista țărilor sau zonelor teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea. Lista a intrat în vigoare de la data de 13 noiembrie. Danemarca a fost inclusă în lista țărilor de risc epidemiologic, astfel că persoanele care vin din această țară vor fi plasate în carantină. Totodată, Marea Britanie a fost scoasă de pe lista statelor pentru care e necesară carantinarea. În zona galbenă, pentru care se impune carantină la domiciliu sau locația declarată pentru 14 zile, se află următoarele state: Andorra, Polinezia franceză, Cehia, Luxemburg, Belgia, Elveția, Liechtenstein, Slovenia, Armenia, Franța, Muntenegru, Austria, Polonia, Georgia, Croația, Olanda, Italia, Bosnia și Herțegovina, San Marino, Macedonia de Nord, Guam, Spania, Portugalia, Slovacia, Iordania, Ungaria, Monaco, Bulgaria, Lituania și Danemarca.